Anticipând Ziua Culturii Naționale, Seminarul Teologic Ortodox din Galați a organizat astăzi un eveniment menit să omagieze personalitatea lui Mihai Eminescu. Înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit o slujbă de pomenire pentru poetul național în capela seminarului. Apoi a participat la un moment cultural-artistic în sala de conferințe a instituției de învățământ. De dimineață, în capela seminarului, elevii și cadrele didactice au participat la o slujbă de mulțumire la revenirea din vacanță, după care Arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit un parastas pentru poetul național al românilor. Rădăcinile acestei cinstiri eminesciene sunt adânci și ele duc la marele Melchisedec Ștefănescu, a cărei operă a fost cunoscută, comentată și prezentată cel mai adesea privind istoria Dunării de Jos, de Eminescu, din scrierile marelui Melchisedec Ștefănescu. Prima statuie a lui Eminescu de la Galați a adus atunci, în 1908, multă cinste gălățenilor. Chemăm tinerii, seminariștii, preoții să facă în continuare efort pentru a cinsti cultura, limba, istoria și spiritualitatea noastră, unde mai mult decât în seminarul teologic. Festivitatea a continuat în sala de conferințe cu un moment muzical. Corul mixt Camerata Juventus, alcătuit din elevii ai seminarului Gălățean, ai Colegiului Național Costache Negri și ai Colegiului Național Vasile Alexandri, a adus o ofrandă muzicală cu texte de inspirație eminesciană. În continuare, mai mulți copii și tineri seminariști au recitat poezii, după care au fost lansate invitații la cuvânt și dezbateri libere pe tema vieții operei geniului literaturii românești. Ce este viu, bolnav de frumusețea mamei mele, de cerurile numai ce nasc stele, de ierburile ce cuprind nisipul din pustiu, să-l întrebăm pe Eminescu dacă doarme bine în patul inimilor noastre. Filozoful german Ludwig Wittgenstein a făcut afirmația conform căreia limba este casa gândului, iar Constantin Noica ne spunea că limba este casa ființei. Mihai Eminescu nu a făcut doar o limbă, limba română, ci ne-a făcut întreaga ființă. Iată de ce astăzi, la Seminarul Teologic Sfântul Andrei din Galați, am realizat, sub binecuvântarea înalt preasfinției sale, o acțiune în care am invitat toți seminariștii, am invitat și corul Camerata și am încercat cu câteva momente artistice, pe de o parte, să comemorăm pe marele nostru poet Mihai Eminescu, iar pe de altă parte să marcăm un eveniment extrem de important, și anume Ziua Națională a Culturii Române. A devenit o tradiție ca în fiecare an, în preajma Zilei Culturii Naționale, marcată de nașterea poetului nostru național Mihai Eminescu, și la Seminarul Teologic din Galați, să se desfășoare acțiuni comemorative a celui ce a fost, este și va rămâne poetul fără pereche. Ce este important și ce trebuie să rețină toți cei care au fost prezenți astăzi este sunetul, cântul, care unește și suflete, dar și gândiri și idei comune. La final, toți cei prezenți au ascultat într-o înregistrare de excepție a actorului Dorel Vișan câteva dintre poeziile eminesciene reprezentative.